Am revenit la ultima parte a discuției noastre. Domn profesor, care a fost cea mai semnificativă, cea mai importantă lecție pe care ți-a învățat-o de-a lungul carierei? Că oricine poate greși, oricând. Oricând. Și că aroganța și autosuficiența reprezintă cel mai mare pericol pentru un medic. Cum a apărut pasiunea dumneavoastră pentru activitatea medicală, respectiv pentru activitatea didactică? În anul întâi la anatomie, aveam colegi mai mari, cum există și acum, care se numeau monitori la anatomie, adică cei care trecuseră deja de primul an, al doilea an și avuseseră medii foarte bune la anatomie, veneau și ne arătau și ne explicau nouă bobocilor. Și mie mi s-a părut foarte interesantă treaba aceasta, fiindcă dacă învățai sau nu învățai acasă, era o problemă, dar în clipa în care tu erai direct în problemă, în situație, învățai mult mai ușor învățându-i pe alții. Încă nu citisem și nu învățasem, nu știam despre piramida învățării, nu auzisem de ele până atunci. Dar la mine a fost, dacă vreți, un lucru practic. Pur și simplu, mi-era mult mai ușor să învăț încercând să le explic altora. Și am făcut acest lucru în primii ani de facultate cu colegii mei, noi între noi. Și ulterior a început să-mi placă foarte mult să predau și să explic. Asta însemnând că înainte, eu la rândul meu, învățam foarte mult. Și am mai spus acest lucru și asta este părerea mea și nu am să mă schimb și din contra am foarte multe argumente. Această universitate este atât de prestigioasă fiindcă avem medici foarte buni și invers, medicii sunt foarte buni fiindcă această universitate există aici. La fel se întâmplă și la nivel individual. În clipa în care tu vrei să te duci a doua zi în fața unui student, 1, 30, 100, 200, depinde cine este auditoriul tău, nu poți te duci nepregătit, nu-ți poți permite. Te duci o dată, de două ori, poate, este o întâmplare, dar vei fi sancționat. Vei fi sancționat foarte dur de către studenți, nu neapărat prin meeting împotriva ta, cât la categoria merită sau nu merită acel curs, merită sau nu merită acel profesor, merită sau nu merită acel laborator sau acel stagiu. Și aceea este cea mai bună etichetă, bună sau mai puțin bună, dar aceea este cea mai reală etichetă. Și atunci, inevitabil, în clipa în care vrei să predai, trebuie să înveți, să te pregătești. Și ulterior îți dai seama că este mult mai ușor dacă faci acest lucru învățându-i pe alții. În cazul meu așa a fost. Și știm piramida învățării și că de fapt cel mai important lucru este să predai altora, să înveți pe alții și să-i motivezi și să lucrezi în final în echipă și să construiești echipe de colaboratori și așa mai departe. În ce activitate ați investit cel mai mult timp de-a lungul carierei? Cred că în învățat. În învățat. Care s-a revăzut mai departe în predare, în cercetare, în toată cealaltă carieră. Dar în mod sigur învățat, în citit. Eu am șansa de a citi și de a scrie foarte repede. Scrisul este îngrozitor, dar rapiditatea este bună. Eu citesc și scriu foarte repede și asta este un avantaj foarte mare. Mi-a plăcut dintotdeauna să citesc și îmi place în continuare să citesc. Și în mod sigur îmi place să învăț. Eu nu simt că este o greutate. Și asta este un avantaj foarte mare. Care ar fi principalele motive pe care le-ați recomanda și altora să urmeze o carieră asemănătoare cu a dumneavoastră? Dacă și-o doresc și dacă vor și dacă sunt dispuși să plătească prețul de muncă, de învățare, de sacrificiu. Știți, văzute lucrurile din exterior, fiecare persoană care ajunge la un anumit nivel în carieră, mai jos sau mai sus, privite lucrurile din exterior, de curând mi-a spus o colegă că este foarte ușor când ai noroc. Într-adevăr, trebuie să ai și noroc. E foarte important să ai noroc. Dar norocul ăla nu-i suficient. Sau norocul ți-l faci și singur. Deci trebuie în primul rând să-ți dorești, trebuie în primul rând să vrei și să-ți placă ceea ce faci. Dacă nu-ți place ceea ce faci, nu este bine.
V-ați fi putut imagina viața fără medicină? Ținând cont că mi-am dorit dintotdeauna să fac medicină, nu știu să vă răspund la această întrebare. În câteva cuvinte, care este viața dumneavoastră în fiecare zi, ceea ce privește activitatea profesională? Vreți un oraș zilnic de lucru? Aproximativ. Simplu. 10, 12, 15 ore de muncă și printre ele când mai este timp și familia. Credeți că medicina v-a schimbat într-un fel? Da, în vreun fel? Da, categoric. Medicina, indiferent dacă cineva care termină medicina profesează sau nu, indiferent dacă are sau nu are succes la un anumit, la o anumită specializare, medicina formează oameni și formează caractere și schimbă oameni și schimbă caractere. Și o persoană care reușește să termine medicina, indiferent ce altă profesie face după acel lucru, este un om aparte și este un om minunat. Da? Eu îi privesc și îi tratez cu foarte multă admirație și cu foarte mult drag pe toți colegii mei medici, indiferent ce vârstă au sau ce altă specializare au. Care sunt porțile forte, respectiv slăbiciunile medicilor? La modul general, vă întreb. Sau celor care termină facultatea de medicină? Sigur, pasiune, muncă, astea deja sunt de la sine înțeles. Și sănătatea, și fizică, și psihică este unul dintre argumentele forte ale unui medic. Dacă ai o problemă de sănătate somatică, fizică, da? Evident nu poți să profesezi la nivelul la care trebuie să profesezi. Dacă ai o problemă psihică, de asemenea, da? Este o discuție întreagă vis-a-vis de selecția medicilor, de păstrarea lor în sistem și așa mai departe. Deci această sănătate fizică, psihică, robustețe, contează foarte, foarte mult pe lângă aceste lucruri. Și cred că esențial este suportul familiei. Dacă familia nu te înțelege și nu te suportă și nu te susține cu toată pasiunea ta, ori riști să îți destram familia și din păcate se întâmplă de foarte multe ori acest lucru, sau să petreci foarte puțin timp cu ei, cum se întâmplă de obicei cu mulți medici, sau să fii nefericit fie în carieră, fie în familie. Cum vedeți medicina și activitatea didactică? Ca pe un loc de muncă sau ca pe o pasiune? Sigur că sunt din pasiune, dar atâta timp cât eu îmi încasez salariul în fiecare lună și nu-l donez, sigur că este și un job și este și o meserie, că fiecare de unde lucrează de acolo trebuie să trăiască. Da, este sigur pasiune, dar este în același timp și un loc de muncă. Cu toate rigorile unui loc de muncă și cu toate bunele și relele unui loc de muncă. Ce vă doriți în continuare de la cariera dumneavoastră? În primul rând îmi doresc de la mine ca individ, în primul rând să fiu sănătos. În al doilea rând, în cariera mea îmi doresc să greșesc cât mai puțin și mă străduiesc foarte mult și eu cred că și reușesc să nu fac rău. Dacă reușesc să fac bine, e perfect. Dar de preferat să nu fac rău. Care dintre personalitățile pe care le-ați cunoscut vă vin mai adesea în minte în fiecare zi sau foarte frecvent? Din medicină sau din medicină din sau viață? Nu neapărat, din viață. Dacă mă refer la niște repere morale, mă gândesc foarte mult la persoane din familia mea și mă gândesc în primul rând la bunica mea, la mama mea. Sunt persoane care, sora mea, la culmea, de genul feminin, și tata, bineînțeles, dar bunica, mama, sora au fost niște persoane care m-au influențat și mă influențează decisiv. Dacă mă refer la persoane din universitate, am în continuare câteva persoane care toată viața au fost și îmi vor fi alături de sufletul meu și, în mod sigur, atunci când îmi este greu, știu la cine pot să mă duc să am un umăr pe care să-mi așez capul. Iar dacă mă refer la contextul general, național, internațional, tot vorbeam de repere și de pierderea unor repere, sunt, aș putea spune, personalități mai mult din istorie care îmi vin în minte și care îmi plac. Nu vreau să intru în detalii.
Domn profesor, din păcate am ajuns la finalul acestei emisiuni, dar aș vrea să închei cu o idee și v-aș ruga frumos, foarte pe scurt, să o dezvoltați. Se spune că viitorul medicinei începe azi. Viitorul medicinei a început de mult și continuă. Și eu sunt foarte optimist vis-a-vis de ceea ce urmează cu medicina în general. Dovadă sunt statisticile care arată creșterea ratei de viață și de supraviețuire a oricărui om de pe această planetă. De aceea eu sunt foarte optimist vis-a-vis de viitorul medicinei. Și de viitorul universității de top despre care am vorbit în această seară? Sunt la fel de optimist. Lucrurile merg foarte bine în prezent și vor merge la fel de bine și în viitor. Domn profesor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această seară, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați răspuns la aceste întrebări și vă mai aștept și la alte emisiuni să continuăm discuția noastră. Poate data viitoare vom discuta mai pe larg despre anatomie patologică, în caz că acceptați invitația mea. Vă mulțumesc pentru invitație și vreau să urez și eu sărbători fericite, Crăciun fericit și multă sănătate tuturor și telespectatorilor și dumneavoastră și nouă tuturor. La fel vă doresc și eu. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și în numele colegilor mei pentru atenția cu care ați urmărit și această emisiune. Această emisiune va fi difuzată în reluare mâine, joi, la ora 9, vineri, la ora 20 și sâmbătă, la ora 17. Noi ne revedem săptămâna viitoare, miercuri, la ora 20. Până atunci, vă doresc sănătate!